Mulțumim Domnului care și în acest început de an a fost binevoitor cu noi, cu adunarea noastră, numele Lui să fie slăvit. Începem, sau mai exact spus, continuăm lecțiile de studiu biblic din tematica virtuții sau vicii, continuând să ne cercetăm înaintea Domnului, astăzi sub întrebarea optimist sau pesimist. Optimismul este o atitudine de speranță, de entuziasm, a privi cu încredere în viață, în viitor, a vedea latura bună, favorabilă a lucrurilor. Pesimismul, evident, este opusul, tendința de tristețe, de amărăciune, de neliniște, de deprimare, a vedea mai ales latura nefavorabilă a lucrurilor, a privi viața, a privi chiar semenii cu neîncredere, a nu avea speranță. Care din acestea două se potrivesc cu statutul nostru de creștini? Cu siguranță că optimismul. E drept că în parte lucrurile acestea au de-a face cu evenimentele din jurul nostru, cu stările noastre interioare, cu temperamentul nostru, dar peste toate acestea, noi ca și credincioși trebuie să dovedim încredere, nădejde în Dumnezeu și în viitor. Să ne amintim de părintele nostru Avram, despre care scrie în cartea Evreii, capitolul 11, că s-a raportat cu optimism, cu credință în fond, și în momentul în care aștepta să se nască Isaac, deși întârzia nașterea lui, dar și în ziua încercării când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă ardere de tot. Citesc de la versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie. Înseamnă că a fost optimist. A adus jertfă pe singurului fiu, el căruia se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea, iată optimismul, că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. N-a fost cum s-a gândit el, dar a gândit în mod pozitiv. Spuneam că noi suntem testați în privința îndoielii, a pesimismului în momente de criză. Să citim din Iov capitolul 4 și să auzim o acuzație din prima luare de cuvânt a prietenilor săi. Elifaz, cel din tâi, a zis, citesc de la versetul 3, de multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab? Acum, când ești atins tu, te turburi? Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, carne vinovată a pierit, care oameni neprihăniți au fost nimiciți. Haideți să privim așadar la aceste aspecte antitetice și să vedem, vom vedea aceasta din Scripturi, că Dumnezeu dorește ca omenirea să trăiască într-o condiție de optimism imediat și de perspectivă. Scriptura abundă în cuvinte de încredere în bunătatea lui Dumnezeu. E drept, are și cuvinte de groază pe cei ce nu vin la adăpostul lui, dar sunt suficiente cuvinte, o mulțime de astfel de încurajări pentru noi. Să ne amintim, de exemplu, de ce scrie în Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Observați optimismul psalmistului. Versetul 2 zice despre Domnul,
El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și aduce diferite imagini, evenimente care se pot întâmpla, stări critice din care Dumnezeu te poate scăpa. Și se încheie cu angajamente din partea lui Dumnezeu, parcă n-ar fi suficientă declarația lui de încredere. Spre finalul psalmului sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu se angajează, versetul 14, îl voi izbăvi, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și nu se termină harul Domnului acolo, se încheie psalmul cu frumoasele cuvinte și îi voi arăta mântuirea mea. În cartea Proverbele avem și aici cuvinte de îmbărbătare, de exemplu scrie în capitolul 22, versetul 19, pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Fie exprimarea asta și parte din introducerea noastră pentru lecția de astăzi. Ea are scopul să devenim mai încrezători în Domnul, mai optimiști în toate privințele. Și încă un verset, tot pentru partea introductivă, Evrei 13, de la versetul 5. Căci El însuși a zis, ca și în Psalmul 91 în final, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și la un asemenea angajament divin față de noi, continuă Scriptura cu cuvintele, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, să ne dea Domnul o astfel de stare. Noi să o primim și să rămânem în ea. De altfel, chiar statistic vorbind, se spune că aproximativ 80% din temerile oamenilor nu se adeveresc. Deci, pesimismul nu este adevărat, matematic vorbind. Să luăm câteva domenii în care să ne cercetăm dacă suntem optimiști sau pesimiști. Sau folosim și alte sinonime, pentru că strict aceste două expresii nu le găsim în traducerea noastră, ele se regăsesc sub alte exprimări, încredere, neîncredere, îndoială, curaj, teamă și altele. În primul rând, avem sau nu avem încredere în Dumnezeu pentru mântuirea sufletului? Observăm, frați și surori, pe care diavolul îi terorizează chiar cu teama, da, dacă nu s-i iertat. Oare e sigură mântuirea mea? Ma nu vorbim de un concept teologic acel supercalvinist, conform căruia n-ai cum să pierzi mântuirea. Nu-l credem. Dar în același timp, nici nu-i normal, biblic vorbind, să trăim cu stres, cu teamă, dar dacă Dumnezeu nu ne mântuiește, dar dacă nu ne iartă, dar dacă nu ne ajută. În cartea profetului Isaia citim câteva referințe. Mai întâi din capitolul 12, nu uitați că Isaia este numit pe bună dreptate evanghelistul Vechiului Testament. 12 de la versetul 2. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi, rețineți, plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Pentru că există deja o dimensiune a mântuirii care e realizată. N-am fost noi izbăviți de păcat, n-am primit noi Duhul Sfânt, nu este asta arvună? Tot Isaia, capitolul 25, vorbește despre stări de acum și realități din veșnicia viitoare. Citim versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui.
Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Deci acum trebuie să fim încrezători în mântuire, iar atunci ne vom bucura în mod efectiv, total și definitiv de mântuire. Pe pagina din dreapta, capitolul 26, citim versetele 3 și 4. Celui cu inimă tare, tu îi chezășluiești pacea. Da pacea, că se încrede în tine. Încrediți-vă în Domnul pe vecie, adică siguranța eternității. Căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Poate se întreabă cineva, dar ce bază am, ce siguranță? Că în mintea mea vin stări de îndoială. Totuși, siguranța e în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu minte, a promis și atâta tot. Ieri m-a sunat un frate și îmi spunea, ce bază am eu că sunt iertat, că nu simt aceasta? Și i-am spus, cuvântul lui Dumnezeu. Citești, scrie în atâtea forme, că dacă ne mărturisim, ba mai mult, drept dovadă că am fost și eliberați de păcat, nu mai comitem aceleași păcate. Da, da, mai greșesc, spunea Dumnealui. De ispite, frate, nu scăpăm până la sfârșit. Încrederea noastră este în baza Scripturilor, optimismul nostru sprijinit pe această carte. Scrie în Fapte 20:32 că la despărțirea apostolului de slujitorii din Efes le-a zis: și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, da, dar mâna asta nu se vede, vorba lui Filip, arată-ne pe Tatăl și ar fi ceva. Dar scrie aici, și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți, slăvit să fie Domnul pentru tot ce a promis, pentru mântuirea care cu siguranță ne va face parte de ea. Un al doilea domeniu. Avem speranță sau ne este teamă cu privire la viitorul terestru al familiei, în special a societății în general? Adică ce va fi peste 5, 10 sau 20 de ani? În Vechiul Testament, evreii au avut de dat multe războaie. Au venit adesea popoare împotriva lor. Amintiți-vă de momentul bătăliei dintre Gedeon și Madianiți. Știți cât de mulți s-au temut? Foarte mulți. Deși Dumnezeu le-a spus, scrie Deuteronom 21, când mergi la război să nu te temi, și chiar prescripția aceasta era din lege, ce e fricos să pleci acasă că îi demoralizează pe ceilalți. În cartea Deuteronom, la capitolul 28, este scris și despre teamă cu privire la viitorul imediat sau mai îndepărtat, dar aceasta numai în cazul apostaziei și a pedepsei, a blestemurilor. O astfel de stare nu este normală pentru poporul lui Dumnezeu, fie în condițiile Vechiului Testament, fie în orice altă perioadă istorică. Deuteronom 28:65. Între aceste neamuri nu vei fi liniștit. Observați manifestări pesimiste. Nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lânci și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înaintea ta, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care va umple inima și în fața lucrurilor pe care le vor vedea ochii, dimineața vei zice, ou, de-ar veni seara, și seara vei zice, ou, de-ar veni dimineața. Ce stare de panică permanentă! Dar asta era numai ca pedeapsă, nu pentru condiții normale. Pentru condiții normale a unei relații cu Domnul, chiar dacă viitorul ar presupune războaie. Întoarcem pagine, scrie în 31 cu versetul 6, îi spune Dumnezeu lui Iosua și prin aceasta întâi a spus aici
Moise și apoi în Iosua 1 îi spune Domnul, dar cuvintele veneau la urmă urmei tot de la Domnul, asta vreau să scot în evidență. Și timp doar versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Să luăm efectiv un moment de război, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 20. Este scris, vă citesc de la versetul 1, fiii lui Moab, fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit la, cu război împotriva lui Iosafat. O mare mulțime. Versetul 3, în spaima sa. Deci ca om a fost normal să se înspăimânte. Și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. S-au adunat, au postit, s-au rugat, Domnul le-a vorbit și scrie de la versetul 15, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărat Iosafat, așa vorbește Domnul, nu vă teme și nu vă spământați din potriva acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Versetul 17, nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care v-a dat Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă teme și nu vă înspăimântați, mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Și așa s-a întâmplat. Cartea Psalmilor este plină de astfel de făgăduințe cu privire la ziua de mâine. Să ne amintim de Domnul care spunea, nu vă îngrijorați ziua de mâine, vai ce va fi. Deci pesimismul nu-i pentru noi, e doar o formă de pedeapsă și asta nu că am greșit astăzi. Dumnezeu nu-i grabnic să pedepsească. Dacă devenim îndărădnici și ne împotrivim mustrărilor divine, numai atunci Dumnezeu va fi nevoit să ia măsuri mai severe împotriva noastră. În rest, cu privire la viitor, noi trebuie să manifestăm o permanentă încredere. Hai să citim câteva versete care adeveresc aceasta. De exemplu, din cartea Psalmilor. Psalmul 62 de la versetul 1. Aici avem mai multe versete. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De aceea este indicat uneori să citim psalmi când sunt momente în care nu vă puteți ruga. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, niciodată nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om, până când veți căuta cu totul să-l doborâți, ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gar gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare, din înălțimea lui le place minciuna, gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede în Domnul, căci de la El îmi vine scăparea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea, în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui, adică să ne împărtășim înaintea Lui teamă, pentru ca să primim de la El încrederea. Dumnezeu este adăpostul nostru. Și știți prea bine multe alte versete care se găsesc în cartea Psalmilor. Să ne amintim de Daniel. Cum a privit el spre viitor în noaptea când a stat în groapa cu lei? Scriptura spune Daniel 6:23, cu încredere. Deci nu doar că era sigur că el al Domnului și se va scula la parte de moștenire la sfârșit, dar privea cu încredere că Dumnezeu îl scapă. Așa este normal pentru cei ce se încred în Domnul. Citeam că o echipă de biologi studiau flora dintr-o zonă muntoasă. Și acolo erau niște ciobani cu oile și au observat o floare mai rară undeva într-o groapă, în care un om mare era mai greu să coboare, dat fiind greutatea corpului. Și atunci au zărit printre copiii
ciobanilor pe un băiat mai sprinte și a zis, uite, băiete, îți plătim, te legăm cu o frânghie, cobori acolo, iei floarea cu prădăcină, cu tot și noi te ridicăm. S-a uitat băiatul la bani, o sunt de acord, mă să țină tata de frânghie. O spă, voi nu vă cunosc. Dar la noi nu Dumnezeu ține de frânghie? Sau poate ne gândim că dacă e frânghia mai lungă, până la câți metri ne bizuim pe Dumnezeu că nu îi se rupe frânghia? Asta e toată problema când e vorba de viitor. Încrederea în Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Să luăm un alt domeniu. Siguranță sau încredere în plan material. Vedeți, oamenii și-au făcut planuri. A venit criza, s-au dat peste cap. Cu siguranță că au fost încrezători, că nimeni nu s-a angajat la un credit de valoare mare dacă n-avea nădejde, nu doar că va scoate bani, ci că va avea un câștig. Încrederea noastră în Dumnezeu nu neapărat vizează astfel de câștiguri sau de loterii, să spună cineva, eu sunt optimist, dacă joc la loterie sub diverse forme, eu câștig. Asta nu e un optimism asupra căruia vreau să vă încurajez. Dimpotrivă, aș fi sceptic că Dumnezeu vrea să vă ajute sub forma aceasta. Dar în ce privește nevoile vieții, capacitatea fizică de a ne asigura dreptul la muncă, posibilitatea de a ne fi păstrate bunurile, de a fi la adăpost. Poate mai greu ne dăm noi seama asta într-un stat de drept, în condiții de normalitate, de asigurări. Dar gândiți-vă că istoria, în diferite perioade și chiar acum în alte locuri de pe pământ, e foarte nesigură în planul vieții materiale. Să citim ce spune Scriptura în privința aceasta din Proverbe, capitolul 3. De la versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, noi abordăm câteva domenii și în domeniul acesta, și El îți va netezi cărările. Versetul 9, cinstește pe Domnul cu averile tale, cu cele întâi roade din tot venitul tău, căci atunci grănarele tale îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Deci, a te încrede în Domnul, a-L asculta, îți asigură și siguranța materială. Tot Proverbe, capitolul 28, versetul 25, ne spune, cel lacom stârnește certuri, că nu îi se realizează planurile, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Nu uitați că Domnul ne-a promis duminică, ca semn că ne-a ascultat, că mai rezolvă o familie tânără în plan material. Are putere? Sigur că da. Chiar suntem curioși să vedem cum va lucra Domnul. Să ne amintim în privința asta ca o mai mare siguranță spusele Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 6. Citim de la versetul 25. De aceea vă spun, și când citim aici, să ni se pară că auzim vocea blândă a marului păstor care dă asigurări oilor sale. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Hrana e nevoie interioară, îmbrăcămintea e nevoie exterioară. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Dă ca exemplu păsările cerului și floarea de pe câmp. Și continuă, versetul 30, așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi iese, dar mâine nu va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Adică n-are ce căuta pesimismul aici, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile, lumii le caută Tatăl vostru, știe că aveți trebuință de ele.
Deci trebuințele noastre sunt în grija lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru aceasta. Să fim încrezători. Dar sunt situații, chiar în țara asta, contemporane noștri, oameni care seara au avut ultima porție și pe dimineața au avut multe porții. Citeam despre un om că a naufragiat undeva pe o insulă cu o climă arctică în America de Nord. Avea doar niște câini cu el, dar nu mai putea să deplaseze cu sânile lor sau ce aveau. Și atunci omul a evaluat rațional situația, a tăiat patrupezii, s-a hrănit cu carnea, cu blana, s-a acoperit, a înfipt un steag ce l-avea și a zis, nu ce aș avea mai bun decât atât să fac. Și a fost găsit, că de aceea se și știe povestea lui. Deci, în asemenea situații, oricum nu câștigăm nimic dacă ne îngrijorăm. Vai, ce va fi, copiii noștri, atâția copii, sunt bătrâni, ajunge pensia. Atunci s-a pus problema mâncării, acum să mai pune și problema medicamentelor. Care și astea uneori sunt mai scumpe decât mâncarea. Cu ce o să plătim impozite și câte toate. În cuvintele nu vă îngrijorați de nimic, intră și nevoile materiale. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Și continuă apostolul scriind aici, știți la cine a scris? La bogați sau la săraci a fost adresată epistola asta? Filipenii erau săraci, sărăcii luce. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Aici, din nou, apare optimismul. Cu mulțumiri, Doamne, mă vei rezolva. Mă voi putea încadra să-mi plătesc taxele, să-mi cumpăr cele necesare. Și apostolul când a scris asta, n-a fost doar o lecție, a fost o experiență. Doar ce-s pagina, scrie el de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul când în sfârșit ați putut să vă înnoiți iar simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul, n-aveau ce sau n-aveau trimit. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu șitul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar îi lăuda el spunând în versetul 14, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Să mulțumim Domnului pentru că ne ajută, dar să-i mulțumim și pentru cei prin care într-un fel sau altul se rezolvă problema. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește și la urma urmei Dumnezeu în stare să-i folosească și pe cei necredincioși. Cum pe bună dreptate se mai spune uneori că Dumnezeu își trimite corbi. Erau socotite atunci păsări necurate, dar s-a folosit Dumnezeu de ele. Are toată puterea să o facă, numele Lui să fie slăvit. Așadar, n-au ce căuta cuvinte pesimiste în casele noastre, în plan material. Pentru că nu avem nicio dovadă istorică a faptului, cum zice David în Psalmul 37, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar oameni lăsați de Dumnezeu fără mijloacele necesare de trai, spunea el, n-am văzut. Și putem să spunem și noi, nici noi n-am văzut. Că Dumnezeu intervine, de aceea să fim cu încredere. Amin? Un alt domeniu, liniște sufletească sau panică referitor la evoluția stării de sănătate și la trecerea din viață. Cum e mare problemă cu analizele, că sunt tare multe capitole și avem acolo un minim și un maxim și cum apar încadrate, hop! Că sănătatea o ia într-o parte sau alta. Ne temem că vom muri? Nu rămâne nimeni îngropat.
Să știți că nu vom muri cu zile, cum pe bună dreptate s-a născut vorba asta din realități. Dacă Dumnezeu vrea să ne țină sănătoși sau bolnavi, n-are moartea drept să spună cuvântul. Dacă Dumnezeu vrea să ne vindece, ne poate vindeca. Duminică seara mărturisea una dintre surorile cea mai în vârstă prin care au fost mesajele profetice, că a avut un băiat care la vârsta de 24 de ani a avut apendicită perforată, n-a apelat la medici în timp optim, a făcut septicemie, a încercat la spitale de renume din țară, spitale militare, și s-a spus n-ai nicio șansă. Și a stat băiatul în comă vreo lună, o lună și ceva. Și într-o zi, era tocmai ziua în care băiatul împlinea 24 de ani. Au venit niște frați la rugăciune. Bucuroși în dragostea din tâi, cu acordeonul, și-au cântat. Ea, săraca, nu mai putea de durere. Vrea să-i oprească, dar bun simț, cum se oprești la tine acasă, vor să cânte, ăștia aveau har, au legat 5 cântări una de alta. După care un din frați a observat, soră, dar tu ai ceva necaz. Iată ce necaz am. Atunci, gata cu cântarea, ne punem pe genunchi. Și s-au rugat, povestea seara, sora, de la 9 seara până la 1. Noaptea a fost o singură rugăciune. Atunci, parcă toți s-au liniștit, așa cum ni se întâmplă uneori după rugăciune, parcă primim încredere și putem să spunem amin așa liniștit și ne ridicăm. Dimineața s-a la spital, băiatul nu-i în pat, să caute unde-i, o prinde așa pe la spate, în brațe, spune, mama! Dar de o lună zile tu ai febră numai peste 40. Astă noapte la 1, când mi-au luat temperatura, aveam 36,2. Am dormit fără niciun medicament, dimineața am mâncat normal, l-au analizat și s-a spus, du-te acasă că n-ai nimic. Îți dăm numai 4 zile de concediu medical să te refaci puțin. Și spunea sora, de atunci au trecut 17 ani și chiar n-a avut nicio urmare. Deci temeri sunt, dar ne rugăm. Iar dacă Dumnezeu va vrea să decidă altfel, cum are dreptul să o facă, teama noastră tot nu rezolvă problema. Cunosc cazul unei surori care a plâns foarte mult că i-a murit soțul. Și în ziua înmormântării, cum stătea el în sicriu, ea a introdus mâna în buzunarul lui, deci de la haina din față, și a scos un bilețel. Era o rugăciune scurtă lui care scria, Doamne, când voi fi mai pregătit, te rog să mă iei acasă. L-a împachetat, l-a pus înapoi, s-a liniștit. Și-a întrebat-o celălalt, ce ai citit acolo că n-ai mai plâns? Auzi, ce înțelegere a avut el cu Dumnezeu și omul, sfârma aici. Pentru că, la urma urmei, noi tot murim. De aceea, încrederea noastră și în această privință trebuie să fie în Domnul. Și să vă citesc privința aceasta ce spune Pavel în 2 Corinteni. Sunt mai multe versete, mă voi limita la acestea din epistola, în care Pavel este cel mai personal, adică povestește multe despre sine în scrisoarea asta. 2 Corinteni 1 cu 8. În adevăr, frate, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, din care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Și dacă nu mai tragi nădejde de viață, ce faci? Intri în panică? Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru că să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Deci la credincioși e multă speranță că nu trecem apa. Și când calculele îți dau că n-ai cum să nu treci apa, atunci ți se mută nădejdea pe țărmul celălalt, cum spune Iov, că nădejdea vine cu mine. Și întoarcem o pagină, scrie în capitolul 5, de la versetul 5, și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup
și spune în versetele următoare că în trup adesea gemem, e vorba de boală sau sau alte suferințe, privegim departe de casă, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Optimism, nu pesimism. Doamne, ajută-ne! Noi, în situații de boală, ne rugăm ca Dumnezeu să vindece, dar dacă Dumnezeu nu vindecă, rugăciunile noastre tot au menirea să ne păstreze încrezători în faptul că, într-o anume situație, așa a fost voia Domnului, și ne mutăm speranța pe dimineața învierii. Și ultima referință aici, înainte de a trece la câteva exemple, optimismul bazat pe încrederea oameni și pe resursele lor este o speranță înșelătoare. Deci să nu confundăm optimismul real cu unul utopic. Am încredere în cineva, sunt sănătos, am bani, asta este un optimism de ceară. Se topește la primul foc. În Psalmul 49 este scris despre oamenii care se cred a fi, versetul 6, ei se încred în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar, spune Scriptura aici, în versetul 13, mor, iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere, aparent optimiști. Precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor, sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților este locașul. Da, aceasta e partea, soarta lor. Și tot din Psalm citim 146, versetul 3 până la 5, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, care nu este adăpost. Suflarea lor trece, se întorc în pământ, în aceea zi le pierd și planurile lor. Fericit cine a care ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, fericit cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Încrederea oamenilor e ca o imaginație a unui autor într-o carte. Spunea că un bandit a scăpat de multe ori, dar până la urmă a fost prins, condamnat și și-a plănuit evadarea. A vorbit cu groparul să îl vâre într-o noapte, să se vâre într-o noapte sub capacul sicriului, când e mortul mai subțirel, cu ceva resurse de aer și apoi imediat groparul să vină în cimitir să-l dezgroape. Gata, zis și făcut, numai că groparul nu mai venea și până la urmă cu o mică luminiță ce avea acolo, când s-a uitat, mor în lângălerea groparul. Este o imaginație interesantă în sensul că oamenii își pun încrederea să scape de moarte într-unul care moare înaintea lui. Însă noi ne-am pus încrederea într-un Dumnezeu atotputernic și iubitor. Numele Lui să fie slăvit. Iată că și câteva exemple, mai întâi negative, evreii eliberați din Egipt. Aici observăm relația dintre starea spirituală și încrederea în Dumnezeu. Că nu poți să fabrici încredere dacă starea spirituală nu-i bună. Citim din Cartea Deuteronom, capitolul 1, de la versetul 27. A scârtit în corturile voastre și a zis, pentru ce ne urăște? Pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul în țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Unde să ne suim? Versetul 30 le spune Moise, Dumnezeu vostru care merge înaintea voastră, va lupta El însuși pentru voi. Versetul 32, cu toate acestea voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. De ce nu au avut încredere? Pentru că, așa cum spun în alte referințe scripturale, starea lor nu era bună. Versetul 35, dovada de aici, niciunul din bărbații care fac parte din acest neam rău, cei răi, n-au încredere în Domnul.
Să luăm un alt exemplu tot din istoria evreilor mai târziu, cartea a doua împăraților, capitolele 6 și 7. Au fost câteva episoade în conflictul militar al evreilor cu sirienii, în care strategia militară siriană a fost încurcată datorită mesajelor profetice al lui Elisei. Știți, au plănuit să-l prindă, iese ucenicul lui afară și îi zice, vă citesc în versetul 15, partea finală, a zis el, ah, Domnul meu, ce vom face? Versetul 16, Elisei a răspuns, nu te teme, că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Așa e întotdeauna? Da. Or fie mulți oameni, dar îngeri sunt mai mulți. Și ca să nu mai spunem că diferența de putere e incomparabilă. Deci nu se pune problema. Dar dacă nu vezi, eu am numit cazurile de aici, teama celor ce nu văd și nu știu. El nu i-a văzut. Cum i-a văzut? I s-a schimbat starea. Trecem în capitolul 7, profețește Elisei că de mâine piața e foarte ieftină. Poți, cu bani puțin, să cumperi mâncare, chiar să faci provizii, cum au făcut leproșii. Și zice unul, asta nu se poate. Ce diferență? Elisei optimist, călărețul pesimist. Dar de ce era Elisei optimist? Era iluzionist? Știa. De unde știa? I-a vorbit Domnul. Celălalt nu știa. Cu ochii nu se vede. Cu simțurile nu se poate percepe. Deci, optimismul nostru, cum spuneam noi, utopic. Că poate ne vor fi zodiile favorabile. Așa cum a crezut Haman. Știți că n-a plănuit uciderea evreilor într-o zi la întâmplare, aleasă arbitrar. Au tras la sorți după niște reguli oculte. În ce zi, zei și astrele vor fi favorabile. Însă Dumnezeu a intervenit, le-a dat morișca peste cap ca să lase timp la evrei să se roage, să le pună la încercare încrederea. Și după vreo 70 de zile a intervenit, n-a mai trebuit să aștepte până la sfârșitul anului, știți că luna a 12 era programată acea nenorocire, pogromul respectiv. Iată un alt exemplu, Noul Testament, Fapte, capitolul 27, aici am vizat două expresii, aparent Pavel a fost pesimist, să nu plece cu corabia, și despre ei scrie, vă citesc de la versul 13, ca unii care se credeau stăpâni pe țint. Ăștia erau optimiști, nu? Numai că evenimentele le-au spulberat optimismul lor utopic. Și la un moment dat scrie aici, citesc de la versetul 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. A treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbii. Soarele și stele nu s-au mai văzut de mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Gata cu pesimismul. S-a consumat până la ultima fărâmă. Cu optimismul. Intrase pe rol din plin pesimismul. Și Pavel, care le spusese cu realism să nu plece, îi vorbește Domnul, și spune, versetul 24, nu te teme, Pavele. Și apoi le vorbește el, versetul 25, de aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Deci fie că e vorba de mântuire, fie că e vorba de orice alt eveniment, optimismul nostru se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și, cum știți, n-a pierit niciun. Iată câteva exemple pozitive. Ne întoarcem la evrei, dar de data aceasta privindu-i pe Iosua și Caleb, numeri 14, citim de la versetul 6.
Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și observați încrederea Domnului, versetul 8, dacă Domn va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Nu vă temeți de oamenii aceia. N-au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Deci și-au rupt hainele, nu de teamă. Când au văzut pe ceilalți, ce atitudine vinovată au înaintea Domnului. Și scrie, apoi citim din cartea Deuteronom, capitolul 3, versetul 28, despre unul din ei, dă porunci lui Iosua, întărește și îl îmbărbătează-l, că cel va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o voi vedea. Deci iată că încrederea lui, optimismul afirmat, a ajuns să fie prin confirmare divină un optimism dovedit. Și cei ce s-au temut, într-adevăr, a fost așa cum s-au temut ei. N-au avut parte de Canaan. Un alt exemplu, David, poate e cel mai evident din Scripturi. E drept că și omul cel mai pelar prezentat din toți sfinții. Eu l-am numit omul care a învins teama în multe și diverse probleme ale vieții. În câte războaie a fost în situații critice. De câte ori a vrut socrul lui să-l omoare și erau împreună între patru pereți. Și Dumnezeu l-a scăpat din toate. E drept? Da. Prin ce se remarcă David în toate aceste nevoi potențiale de pesimism, de teamă? Prin psalmii lui, prin rugăciunile care le-a înălțat, prin încrederea care a avut-o în Dumnezeu. Să ne oprim numai la unul dintre psalmi, 31. Toți sunt bogați, l-am ales pe acesta, chiar începe cu cuvintele, Doamne, în Tine mă încred. Să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Versetul 5, în mâinile Tale mă încredințez Duhul, Tu mă, Doamne, Dumnezeule adevărate. Se roagă și mă opresc la versetul 24, final, este un îndemn și pentru alții. Fiți tare și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Spunea el, psalmul 56, 57, nu mă tem. David, ești în fundul peșterii și intrarea e baricadată. Ce teamă încă a avut curaj să meargă în tabără, nu odată m-am gândit la scenele acelea. Nu i-a fost teamă că se trezește vreunul. Doar șansele să scape, real vorbind, ar fi fost nule. Se trezește el însoțit de Abishai într-o tabără care era mai numeroasă decât toți partizanii lui. Un optimism deosebit, bazat pe încredere în Dumnezeu, format prin rugăciune. E drept, cum vă spuneam, asta contează, s-a silit să aibă o viață curată. Și un ultim exemplu, Ezechia, omul evlavios peste care s-au vărsat ape mari. În vremea lui, 10 seminții au căzut în robie. Regatul de Nord a fost deportat de către asirieni. A fost înconjurat de Sanherib și au venit la poartă și au strigat să demoralizeze și poporul. N-avea nicio șansă. Și spune Scriptura, să ne oprim la 2 Împărați 18, cum a rezistat omul acesta? Citesc versetul 5. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și orice au spus ceilalți, el a rămas încrezător. A fost bolnav. Dumnezeu l-a vindecat, l-a izbăvit de asirieni. Toate acestea au fost situații grele. Și totuși Domnul
i-a dat izbândă. Același Dumnezeu poate să ne dea izbândă și nouă. Să încheiem afirmând ca o idee centrală a ce am discutat în seara asta. Optimismul trebuie cultivat, adică să învățăm cum să ne comportăm, să ne raportăm la evenimente prin cercetarea promisiunilor divine și împlinirea lor. Când vezi că Dumnezeu a promis și a împlinit la alții, nu va împlini și în cazul nostru? Cu siguranță că da. Pe asta se bizuia David și mulți alții. Pe Domnul, care a promis și a împlinit. Care niciodată nu i-a lăsat pe ei săi. Să citim, de exemplu, din Cartea Psalmilor 34, cu 4. Și vom vedea aici, chiar mai mult decât o simplă împlinire, în ce condiții Dumnezeu împlinește. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El. Deci cine se teme de Domnul? Cine este credincios? Cine îl ascultă înseamnă asta? Dobândește un optimism real. Îl scapă din primejdie. Versetul 9. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. O încredere deplină. Și din Cartea Proverbe, capitolul 3, câteva versete foarte bogate. Optimismul e pentru sfinți, nu pentru păcătoși. Păi ei nu-i ajută, e o nădejde înșelătoare. 3:21, fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința. Versetul 23, atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, piciorul nu ți se va potigni, când te vei culca vei fi fără teamă, când vei dormi somnul îți va fi dulce, nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o nevălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Dar, spune tot aici, în capitolul 10, versetul 24, celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar cel neprihănit, celor neprihăniți, li se împlinește dorință. Deci un optimism care se dovedește a fi valid. Și ultima referință, Ieremia 17. Scoate în evidență cele două valențe. Cine are drept să fie optimist și cine rămâne cu pesimismul. Și dacă are un optimism, nu-i real. Și din la versetul 5. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea, locuiește în locuri arsele pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom să din lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Mulțumim Domnului în care ne-am pus încrederea. Să fim încrezători cu privire la diferite evenimente ale vieții, dar mai presus de toate, încrezători în mântuirea, în marele nostru preot, în Tatăl nostru ceresc, în Duhul Sfânt care ne este dat să ne asiste până la sfârșit ca să intrăm cu siguranță în Împărăția Sfântă. Amin.